Subiectul mi-a fost recomandat de fratele George, cu versetele din Geneza 22, 15 la 18. Mulțumim Domnului și fratelui George pentru revizuirea textului. De asemenea, fratelui Alex, mulțumesc pentru traducerea făcută pentru a fi înțeles de fratele George și adaug un cuvânt de iertare fratelui Alex că nu am amintit serviciului de traducere a textului de la convenția anterioară. Mulțumind astfel Domnului și fratelor, celor care lucrează pentru acest adevăr, celor care s-au ostenit în pregătirea și aranjarea acestei convenții și pentru toți aceia care lucrează în orice fel, Domnul să le răsplătească. Citesc din Geneza 22, 15 la 18. Îngerul Domnului a chemat a doua oară din ceruri pe Avram și a zis: Pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult, îți voi înmulți foarte mult sămânța, și anume, ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mare. Și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Toate națiunile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Este cunoscut de toți credincioșii Domnului că Dumnezeu cel atotputernic, care a făcut cerul, pământul și pe om, după chipul și asemănarea lui, că iubirea și înțelepciunea sa a gândit și conceput în sine însuși un plan pentru recuperarea din păcat și moarte și mai ales din condamnarea divină, creatura mâinilor sale care este omul și aducerea lui din nou în armonie cu el. Citim în Geneza 6 cu 17. De asemenea, este cunoscut că Dumnezeu a știut de la început că Adam va cădea la proba ascultării la care va fi supus, a se vedea dacă va fi vrednic sau nu de viață veșnică. De aceea, iubirea și înțelepciunea lui Dumnezeu a pregătit și conceput acea posibilitate de recuperare a lui la timpul cuvenit. Vedem totuși că iubirea a dat întâietate dreptății, în timp ce iubirea făcea pregătiri ca acel plan să poată fi pus în aplicare, cum citim în Efeseni, capitolul 1, 9 și 10. Căci a binevoit să ne descopere taina voii sale după planul ce l-a alcătuise în sine însuși, după ca să-l aducă la îndeplinirea vremilor. Și după cum a prevăzut Dumnezeu, Adam a căzut la încercare și timp de 6.000 de ani, planeta Pământ a devenit un loc răzvrătit în Universul lui Dumnezeu, după ce a ajuns sub domnia celui rău. Dar Dumnezeu a permis aceasta în înțelepciunea lui, permițând omului să meargă pe calea lui, să-și făurească propriile lui scopuri, să arate ce poate face omul imperfect fără îndrumarea din partea Creatorului său. Și de atunci, starea omenirii și a pământului a ajuns un dezastru. A fost invadat de boală, suferință, moarte. Geneza 3, de la 17 la 19 și Geneza 6, 11 și 12. Din versetele citite la început, înțelegem că Dumnezeu nu l-a părăsit pe omul pe care l-a făcut în asemănarea sa. Ezra 9 cu 9. De aceea a și făcut el acel plan care a fost arătat în Efeseni 1, 9 și 10 citit deja. Așa că, la 427 de ani, după Marele Potop, Dumnezeu l-a chemat pe Avram din Ur și i-a zis: Avrame, ieși din țara ta, din rudenia ta, din casa tatălui tău
și vină în țara pe care ți-o voi arăta eu. Geneza 12 cu 1. Să ne amintim acum cine este Avram. Întâi să menționez că Dumnezeu trebuia să fie avut unele legături cu Avram înainte ca el să creadă. Altfel nu ar fi avut în ce să creadă, deoarece credința în Dumnezeu este esența dreptății. Și Dumnezeu trebuie să fie avut însă legături cu Avram înainte și de a fi arătat loialitatea inimii lui, care a constat în faptul că Dumnezeu i-a dat ceva cunoștință cum să devină prietenul lui. Prin urmare, numele Avram înseamnă tatăl multor națiuni sau popoare. Geneza 17 cu 4. Acest nume i-a fost dat numai după ce a răspuns la chemarea lui Dumnezeu, dovedindu-și în acest fel spiritul de ascultare și de credință, și atunci Dumnezeu i-a făcut promisiuni, cum spune Geneza 12 cu 2. Te voi face o națiune mare, te voi binecuvânta foarte mult, te voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Este uimitor că cineva nevrednic de viață veșnică să fie atât de mult favorizat de a fi făcut tatăl multor națiuni și al celor credincioși, așa cum va fi amintit acesta onorat în veșnicii. Geneza 17 cu 4, Romani 4 cu 16. Înțelegem că aceasta este temelia întregii teologii a Noului Testament, exprimat de Domnul nostru Isus, de Apostolii Petru, Pavel și de martirul Ștefan. Galateni 3, 16, 18 și 29 și 2 Corinteni 11 cu 22. Din cuvântul Scripturii aflăm ce alte trăsături de caracter a avut Avram când era încă în sânul familiei lui. El detesta viciile de care era înconjurat. La 14 ani a refuzat să se închine idolilor împreună cu familia lui. A distrus 70 de idoli scumpi. Toate acestea au dezvăluit natura caracterului său și în baza acestora a început relația cu Dumnezeu, dar nu acea relație mai fermă și mai trainică, și aceasta a constat mai mult atunci când Avram a hotărât să plece din Ur, din Haldeea spre țara Canaanului, Geneza 11 cu 31. Atunci Dumnezeu a hotărât să facă din el fondatorul unei națiuni noi. Sfinte, ascultătoare, prin nepotul lui Iacob și descendenții lui, care vor fi aleși ca un popor deosebit și special pentru Dumnezeu, o națiune ce va reprezenta acele tipuri din marele plan de mântuire a omenirii care a fost conceput de Jehova. Vedem că Avram a recunoscut că mesajul era de la el, că era destinat cu precădere lui și nu celor de lângă el. Dar în ce fel i-a fost transmis, nu ni se spune, dar avem confirmarea cuvântului Scripturii, care spune în Romani 4 cu 3 și Geneza 15 cu 6, faptul că Avram a crezut pe Dumnezeu și s-a încrezut în el. Dumnezeu l-a văzut astfel ca un serv credincios, cu care putea să lucreze, pregătindu-l prin experiențe, prin încercări, ca prin el să aducă în existență acea națiune nouă. Remarcăm că Avram nu a fost un om credul, ci el s-a supus conștient, cu o inimă sinceră, cu credință și posedând această trăsătură de caracter, l-a făcut să fie plăcut lui Dumnezeu și de aceea l-a numit prietenul său.
Isaia 42 cu 19, Iacov 2 cu 23, Galateni 3 cu 6. Vedem că Biblia nu susține că Avram a fost un om perfect, dar el a fost un om bun. Și din acest punct de vedere, Dumnezeu a văzut că poate lucra prin el. Noi toți știm că nu există niciun om drept, nici măcar unul astăzi, Romani 3 cu 10. Așadar, Avram s-a supus poruncii lui Dumnezeu și a plecat din Ur, luând cu el pe Sarai, soția lui, și servitorii lui, și au plecat spre țara Canaanului, străbătând-o până la Sihem, la stejarul lui More. Acolo, Dumnezeu i-a făcut o promisiune că țara pe care o vede din cele patru puncte cardinale îi va fi dată lui și urmașilor săi după el. Atunci Avram a zidit acolo un altar și a chemat numele Domnului, mulțumindu-i pentru toate promisiunile sale și pentru grija lui Dumnezeu pentru el. Și ni se spune că locul acela se numea Betel. Astfel că Dumnezeu a văzut inima lui Avram. Vedem însă că el i-a făcut numai promisiuni parțiale și pământești. Și astea i-au fost făcute pentru că a văzut credința lui. Dar el trebuia încercat și în alte împrejurări și la care va fi supusă ascultarea lui. Acum Avram a ajuns în țara pe care i-a arătat-o Dumnezeu, ca să locuiască în ea. Însă din nou a fost pus la încercare. Atunci când Dumnezeu a cauzat o secetă, să se abată asupra țării în care se stabilise. După care a urmat foamete, moartea vitelor, chiar și pierderea vieții. În această situație, Avram urma să ia o hotărâre, să se întoarcă în țara pe care o părăsise la chemarea lui Dumnezeu sau să se îndrepte spre țara Egiptului, gândind că îi va merge mai bine lui și a celor care sunt cu el. Avram s-a îndreptat spre țara Egiptului, numai că acolo el a avut parte de alte experiențe și încercări, negăsind liniștea la care se aștepta. Datorită spiritului nevrednic care domnea atunci în Egipt și la acel timp, însă, de această dată, Avram a învățat o lecție a încrederii. Vie orice are să vie, și așa cum ne spune Psalmul 37:35, încrede-te în Domnul și El va lucra. Acum, să ne gândim că dacă Dumnezeu a chemat pe cineva să lucreze prin el, nu se va îngriji de cei care sunt sub îndrumarea și pregătirea lui, cum s-a îngrijit și de Domnul Isus în peregrinajul lui pe pământ, că Dumnezeu să-și împlinească planul și scopul ce are în vedere? Dar nu, vedem că nu după mult timp, nu știm cât, a urmat o altă experiență pentru Avram, în care a fost implicat el și soția lui Sarai. Avram a aflat că faraonul din acea vreme lua soțiile frumoase pentru el, apoi le ucidea soții. Avram s-a temut pentru viața lui. Atunci el a recurs la o metodă de scăpare nu prea demnă de un om de caracter al felului său, prin aceea că a prezentat-o pe soția lui ca și soră a lui. Această faptă însă i-a adus o mustrare de la Dumnezeu prin gura faraonului, care credem că i-a servit o bună lecție pentru tot restul vieții lui. Această relatare este frumos descrisă în Geneza 12, de la 13 la 20.
amintindu-ne ce este lipsa de încredere și ocrutirea în Dumnezeu. Totuși vedem că Dumnezeu i-a înapoiat-o pe Sarai, soția lui, cu aceeași mustrare a faraonului, care l-a determinat pe Avram să se reîntoarcă la Betel, pe același drum pe care a mers în Egipt. Observăm aici modul cum lucrează Dumnezeu cu cei pe care El îi pregătește ca să lucreze prin ei. Astfel că El a căutat să le cunoască inima, punându-i în anumite condiții și împrejurări și astfel dezvăluindu-le starea inimilor, așa cum citim în Proverbe 23:7. Cum este omul în inima lui, așa este el. Pentru ce? Deoarece Dumnezeu vrea să se asigure că inima celui supus lui trebuie să fie loială, supusă total cuvântului său și poruncii lui, încât să îi se poată încredința promisiuni și servicii în care El, Dumnezeu, va fi sigur că vor fi împlinite întocmai. Citim în Isaia 55:11 și în Exod 25:40. Vezi, să faci întocmai după chipul care ți s-a arătat pe munte. Acolo și atunci Avram s-a consacrat în mod sincer lui Dumnezeu prin jurământ, dovedind că el s-a întors cu totul și prompt cu inima spre Dumnezeul lui. Geneza 13:1, 3 și 4. Și am ajuns la ultima și cea mai severă încercare la care a fost supusă credința și ascultarea lui Avram, prin care să-și dovedească vrednicia de a fi sau nu vrednic să devină acel tată al multor națiuni, Geneza 17:4, și al celor care au credința lui Avram, Romani 4:11. Așa cum este relevat în Scriptură, la Geneza 22:1-17, arată cum Dumnezeu i-a cerut lui Avram să-și aducă fiul de jertfă lui Dumnezeu, unicul său fiu, în care se centra promisiunea originară, că în sămânța lui se vor binecuvânta toate popoarele pământului. Avram a fost prompt în ascultare de porunca primită. Așa că, după ce a pregătit pe fiul său, l-a pus pe altar, a ridicat cuțitul ca să împlinească porunca. Dar aceasta n-a fost împlinită literar, ci oprită la timp de Îngerul Domnului. În acel moment, Avram și-a dovedit credința și ascultare în Dumnezeu. De ce? Pentru că el a crezut pe Dumnezeu că poate învia morții. Geneza 22:5. Și numai atunci Dumnezeu i-a putut face acea promisiune originară, prin jurământ, cum s-a citit din Geneza 22:16 și 17. Și Isaac tipic a fost primit înapoi ca înviat din morți, devenind astfel fiul făgăduinței, Galateni 4:28. După ce Dumnezeu l-a încercat în acest fel, loialitatea sa, credința, supunerea, a pronunțat legământul avramic original, primul în timp, pecetlăit cu jurământul lui Dumnezeu, ca răsplata credincioșiei lui. Geneza 17, de la 1 la 17. Mai amintesc aici că Dumnezeu a schimbat apoi numele lui Avram în Avraam, ilustrând că el va deveni tatăl multor națiuni. Geneza 17:4. Și numele soției lui Sarai i-a fost schimbat în Sara, arătând că ea va deveni mama unor națiuni. Geneza 17:16.
În corespondență cu Isaac, antitipic, ca și membri ai săi, noile creații, 2 Corinteni 5 cu 17, ce se află sub legământul de sacrificiu, Sara sau de har, la fel și ei sunt sacrificați, puși pe altar, conform legământului lor, care apoi, după ce sunt încercați și desăvârșiți prin suferințe, la prima înviere vor deveni ființe spirituale și vor lua locul lui Isaac tipic pământesc. Vor fi ca stelele cerului, binecuvântători ai seminței naturale a lui Avram. Dar după cum avem scris, întâi pentru iudeu, apoi pentru grec, Romani 2 cu 10 și Romani 1 cu 16. Mai amintesc ceva? Că Dumnezeu a dorit să încheie un legământ veșnic cu națiunea nouă, în devenire și formare, ca să fie moștenire veșnică a lui Dumnezeu, poruncind lui Avram ca toți descendenții lui Iacob să fie circumciși în carne, un semn veșnic pentru națiunea lui Israel, cum și Avram a primit circumcizia la 99 de ani. Citim în Romani 4:11, Geneza 17, 13 și 14, Geneza 17 cu 24. Cum Isaac antitipic are circumcizia inimii prin cuvântul adevărului și a Spiritului Sfânt, Deuteronom 10 cu 16. Timpul care mi-a fost pus la dispoziție face ca să prezint ce este legământul avramic pe scurt, prin aliniate și a particularității lui. Anume, a fost primul în ordinea timpului. A fost primul ca importanță, căci fără el nu era nimic de împlinit. Particularitatea lui este că acționează cu efect în două direcții, spiritual și natural. Efectul acțiunii lui a produs o sămânță naturală și o sămânță spirituală, biserica cu capul Hristos. Isaac antitipic și apoi sămânța naturală, omenirea restabilită la asemănare cu Creatorul ei. Aceasta este o împlinire reală care a început în trup, tipic, după care devine spirituală prin naștere din nou Isus sau Isaac antitipic, care va lucra direct cu omenirea, prin vrednicii din vechime. Apoi, sămânța spirituală a lui Hristos și biserica este moștenitoarea legitimă a legământului original avramic și va opera în mod real în perioada de 1000 de ani, sub Mesia, la restabilirea tuturor lucrurilor, fapte 3, 19 cu 21, și aducerea omenirii în relație cu Dumnezeu și a tuturor celor care vor dori și se vor supune legilor noului legământ. De asemenea, legământul avramic se deosebește de legământele adăugate prin aceea că nu are mijlocitor, nu pune condiții. Iar particularitatea este că prin Avram s-a născut Isaac după trup, prin făgăduință, așa cum în prezent urmașii Domnului Isus sunt concepuți acum în trup, prin cuvântul adevărului, ca la timpul cuvenit, la întâia înviere, se vor naște ca ființe spirituale divine, noi creați în Hristos, Iacov 1 cu 18, 1 Petru 1 cu 23, 2 Corinteni 5 cu 17. În urma acestei aplicări, acestui legământ, omenirea va fi recuperată din păcat, moarte, de sub condamnare divină. Va fi restabilită moral, fizic și intelectual, la asemănare cu Creatorul ei, și făgăduința astfel făcută lui Avram va fi fost astfel împlinită. În încheiere, știm că suntem încă în timpul de încercare pentru pregătirea și desăvârșirea ultimelor membre picioare ale corpului lui Hristos. Încercarea pentru unii de această parte de văl încă nu a venit,
De aceea, de această parte de văr, și mulți vedem că s-au dus deja acasă, cu rândul instrumentului Dumnezeu pentru binecuvântarea omenirii va fi completat, de aceea să ne păstrăm curajul, credința, să ne rugăm unii pentru alții, timpul este scurt, noaptea este aproape, Ioan 9:4. Atunci să privim la Domnul Iisus, să strigăm și noi ca și Sfântul Petru, Doamne, ajută-ne, fii ajutorul nostru, în Tine ne încredem, smeriți Te rugăm să ne iei de mână, tot mai sus să ne conduci spre patria mai bună. Domnul să binecuvânteze ce am prezentat și să ierte tot ce nu a fost după cuvântul Său. Amin.